Lasă, spurcate sunt eu. Seara, prieteni. Are mă modină să mănâncă din cauza voastră. Sarsă, sarsă! Uitați, prieteni, unde servește masa aceștia oameni. Uitați, prieteni, cum vine el cu camera peste noi. Prânzul, ce prânzul e ăsta? Uitați. Doamna Marița, ce e acolo, găluște? Unde? Da. În farfurie. Am primit și eu o ciorbă de la nepotul meu, îi mulțumim. De la Maria? Unde la Maria? Maria ți-a dus. Păi da, da, mi-a trimis altcineva. Maria a pregătit acolo. Maria cu Madalina, ale mândouă. Da? Da, uitați ce ciorbiță a pregătit fetele mele. Uitați, prieteni. Dar mâine să facă de ele, arată... Da. Dar știi ce sunt fetele ăștia ale mele? Că pus să sare și cu vegeta și eu nu mănânc. Dar îmi fac eu mâine, poi mâine. Dar de ce nu fac Mărie și acasă ciorbă de asta? Măriei? A făcut. A făcut și nu mâncare deloc. Ba, parcă mâncați, mamă. Eu mâncoi. Mâncare-ți. Da, Ion nu prea mănâncă. Ion e cetat. Aia să mă pui în borcanel pentru mâine să-mi o încălză la 10. Mănâncă. Nu mănânci tu ciorbă, că ești tânără. Ciorba mănâncă, nu ai bătrâni. Dar uitați ce are doamna Marița aici, gălata porcilor. Numai că chiar n-a făcut. Uitați, prieteni. Păi ce rămâne, aruncă acolo. Da? Strânsărăm cojile de lubeniță. Uitați-vă, uitați-vă, colea și găleata de porc lângă ei. Păi ce faci cu găleata? Adună-ră cojile. Așa mănâncă pensionari. Doamne, ferește, și lapte la capul vostru. La zâr, sunt eu, la zâr. Doamne. Dai poftul, doamna Marița. Mulțumesc. Cum puteți să mâncați afară pe bancă și nu mergeți în bucătărie? Aici nu ținem acasă. Acasă. Toată strada asta nu ținem acasă. Aici o să fac eu o cameră, să închid aici frumos, să stau așa și iar. Ca să vedem tot ce e afară pe stradă. Da. Și așa zic... Zice lumea că suntem ochii din umbră, știm tot ce e pe stradă. Păi și n-avem ochii, îți par butura asta. Mama, ești live, mănâncă mai încet. Dacă are vreun prieten să dă și mie o umbrelă să pun la butura asta aici, de-a mare. O umbrelă de-a mare. Cu bani are toată lumea. Da, cu bani, dar banii în rate. Da, nu. La 3 zile. Îți aduce Suliman. E bună ciorbița. Da, fată. Mi-aduce Suliman umbrelă. Da. Ai vorbit cu el? Nu. Și pentru umbrelă. Ce n-ai deloc. Pe mine mă enervează găleata asta. Tu ce-i cu ea? Că te adună lăturile. Gata, domnul Fane, ca să arunc ciorbița cu ulea. Nu mai mănânc. Dă farfuria să arunc, hai. Nu. Știi că el mănâncă. Ți-a duc boluții. Dă-i tava, dă-i să mănâncă și ea, dă-i. Dar e greu, fată. Uite, vezi? Mamă, ce ciorbiță! Eu cu Stelica ne luăm două linguri și mâncăm în cameră. Păi de ce mai mâncați? Bă, fată, gustă cu pulunicul ăla, mai e linguri să le murdărești. Capul. Aduc un ardei, uite. Iară, nu e și o frunză de acolo, verde? Mamă! E bună. Nu-i sărată să mănânci tu puțin. Nu, fată, că pus să sare, am zis Madalina și Maria. Sare și vegeta, zi Marie. Da, dar nu e așa rău. N-ai voie deloc? Păi, eu ce-am pus aseară? Ce mi-ai pus? Vegeta, dar pus ră și sare. Mi-e frică la mâine, că știi că mă roșesc când obraș. Răb de tot. Simt că ies o foc. Din mine. Mai vă aduc? Nu mai, gata. Robinița pe gard. Eu pe un iaur din ăsta. Juzul din ăsta de fructe. Hai că mă duc eu să îți iau pâine. Dar nu mi-e foame, să știi. Până am ciorba mea acolo de găluște. Nu mi-e foame. Nu mi-e foame, am salată de varză acolo. Hai de-a în oraș. De ce? Hai să ne luăm pâine. Că stă mama acolo lângă ciorbă. Și să ne luăm de aia. Ce aia? Cum îi zice? Finite de aia. Păi aia să depune. Nu, și ce să facem, că și așa mă doare stomacul de mâncă. Bă, fată, ne îngreșăm. Am ținut dietă o seară, atât. Păi știi că pâinea caldă îngreșă. Știu. Păi n-am bani, fată, să mă duc după Ion. Hai, dar cum? Să iau bani.
Să iau cheia. Cheia, du-te, Marie. Fă bună ciorbița. Chiar că e bună. Eu dusă și înapoi. Uh-huh. Păi până când venim noi de la pâine, așa mănâncă toată ciorba. Nu mai vă așteptăm și pe voi. Am adus să duc. Am mâncat și voi aici cu noi și gata. Dacă o duc în bucătărie, o prinde baba pe partea de altă. Du-mă în tirasă la mine. Du-mă, făișor. O prinde Ion. Mulțumim, Madalina, pentru ciorbă. Păi unde e Madalina? Și Maria? Și Maria. Că Maria ți-a adusă. Vezi cum faci scandalul, vezi? Că Maria a adusă. Că Madalina a trecut cu oala ei acasă și nu ți-a spus să te aducă. N-a avut fată oala. A avut oala în mână sau ce-a avut? Da, oala a avut. Vrei să ne ducem? Prieteni, parcă la închiric mi-a spus o doamnă de ce stă câinele legat. Nu e legat. E legat. Eu spun adevărul. Dar vrea să-l dăm drumul direct să vezi cum... Nu, că nu pot. Prieteni, odată și odată, când o să fim toți pe stradă... O să-ți dăm drumul, să vadă și... Cu lanțul direct după el, da, ca să putem să-l prindem. Uite, îi trimite și lui doamna Abria o ciorbă. Zăsai? Am spus? Da. Pentru mama, că-i bătrână. Și mai vă luați și pentru deseară în cameră, nu? Becul ăla bate la capul lor, cu roșile, văd în ceața. Da, și becul nu se văd ei bine, vezi? Ne-a crescut și ea pe toți. Să mănâncă și mama, că-i bătrână, bun lavă. Dui. Îmi cerea tratament, că doare burta. Păi? Nu știu. Dă-i nospa, mamă, dacă ai și trece. Stai să-i spun la prietenii mei în legătură de pufi. Acest câine, de mic, când l-am luat noi, avea, era mare cât o palmă de-a mea. Așa era, îl țineam în palmă. Ce? Și pufi. Și prieten tot timpul când vedea poarta, o lua la fugă. Dar nici el nu știa unde să se bagă, unde să fugă, unde să se pitulă. Acesta câine. Strigă. Și de 2-3 ori a fugit pe ușniță. Aproape de cimitir. O s-a dus acum, era venit la Anglia. Era frică lui tata să-l mai ia în brațe cum era. Prinde scăieț, prinde nămol. Parcă e la tata pe vlog. Nu știu, nu pusă. Bă, nu pusă. Nu, că nu mai avut timp să filmez acolo și el era agitat. Nu mai avut... Da, prieteni, și de asta nu dăm drumul pe Pufi să se plimbă și el. Că e frică, da. Că fuge, că nu-l mai găsim, îl pierdem. L-am pierdut, a ieșit pe poartă afară. Și noroc că l-a găsit Marica. Da, vecina noastră l-a găsit și l-a adus. Că era tocmai în piață. La verdeață s-a dus. Da. Stăteam în piață. Mănâncă pâine pulat. Duminicată, duminicată, de aia duminica mănâncă pâine duminicată. Duminicată. E bună față. Faci ca sacră, da? Da. Dar de ce nu s-a dus înăuntru la bucătărie? Să fie și... Bale la 150 de milioane. Bale la 150 de milioane. Să-mi caută porci. Ce faci cu porcii? Să-i creștem. Nu vă răspuns ce-i Ne-am dus astăzi până la Giro. Și cerea... Să pun camera pe tine. Cerea un om 12 milioane, dar și mărguță. Mai mare puțin decât Pufi. Că pe 12 milioane căutăm prin sala oameni și găsăm. Și de ce nu vorbești cu fratele lui Lumina? Știi unde e? Tomi de la Arad l-am văzut. Da! Fă cu șlem. Cameitu? Cameitu, pâinica? Ba, fetelor, pâinea să depune, fetelor. Și? Mergeți. Suntem măritate. Cine ne-a văzut, ne-a luat. Ce să mai facem acum? Păi facem cu leucică, la ce din așa leucică? Că am spus să n-are nimic. Hai, am spus să n-are nimic, ce are? Te acceptă? Bravo, hai de atunci. Am spus să nu mai mănânc pâine, să nu mai ne îngrășăm. Dar eu zis, și ce are? Nici pâine să nu mai mâncăm. Ce a spus?
Madalina. Gata, mergem la. Până direct, nu opri. Lămâie. Nu mâncai. Spune direct. Nu mâncai. El te lăuda pe tine, socrul meu. N-ai trecut cu ala de acolo cu mâncare și nu ești să-i dai. M-am dus să-i duc lui Mădălin și știam că Maria vine cu farfuria. Pregătisă deja. Vezi, dar Maria ți-a dus. Dar de ce mă ocoliști tu pe mine? Vezi? Păi știam că vine Maria cu farfuria. Dacă vorbesc eu ceva la adresa lui mama ta... Nu, că nu e voie seara acum. Mă doare burta, zi. Da, eu mă voi. Păi dacă Mădălin țipa că nu e mâncare... În casă. Nu. Ia uite ce bănuili, sărnea. Uite ce halea. Păi du-te a doua lângă. Hai că mă duc. Dar n-a fost plin în nasul. Am nevoie de oală să o dau la inox. Oala ce le să-ți dea de la inox? Cât e ceasul? Păi nu știu, ia vezi Maria, că eu filmez cu lea și nu... Păi cred că închisă la 2 pași. Ce vrei să iei? Ce vrei să iei de la 2 pași? Ce vrei să iei de la 2 pași? La bijutieră acolo. La nuța. E deschis acolo. Știi? Tot să mâncăm. Hai. Închide vlogul și revenim cu pâinea. O revenim de la brutărie. Hai. Pentru fane 2. Am revenit, prieten, cu pâinea. Tu tu gata ha gana zumi. Vreau să spun acum la toți prietenii mei. Pentru fane astăzi a fost o zi grea. De ce? Am muncit, am spălat mașina, n-am mâncat nimic până acum. Nimic până acum. Acum am și eu pune asta pentru prânz, asta de seară. Lămâie tot aha zumi. Da, uite, dau și lui nevastă. Zii, doamna Mădălina, ți ajunge pâinea asta toată? Nu mi-ajunge. Scoate-o pe butură, hai. Ca să râdă lumea de noi, de tot, să vadă că mâncăm numai pâine, șuncă, vă aduc șuncă, ce vă aduc? Dacă domnul Fani numai pâine ne dă să mâncăm, ce să aduc? Da, ce-i uite cât am pâine, doamna Marisa nu mâncă da două pâini până acum. Două? Două mâncă. Mâncăm numai pâine. Mai da și lui Marita două pâini. Care e mai caldă? Uite, să mâncăm cu de-asta, nu? Eu vreau fiertă de la cuptor, dar nu... Hai să băgăm așa, uite așa. Păi ți-ajunge? Bag aici. Păi mănânci tu toată finiții și noi ce mai mâncăm? Ești bătrân. Ai, ești bătrân. Nu pot să vedeți, fetelor, nu-l vă arăți două. Sunt și eu bătrân. Dacă închise la doi pași și ne grăbirăm. Magazinele toate prieteni. Uite ce face domnul Mărța. Mădălină, bagă pâinea că se răcește. Păi nu ne-am mie noaptea asta să mâncăm. Păi să mâncăm ce mai băgăm în plasă. Ce mai facem cu ea în plasă? Păi te rupe și mie un pic. Rupe și mie. Care-i mai caldă? Care-i mai caldă? E domnul Pani. Aia? Uite ce scrie. Ce râs de mine? Ce băgui? Uite și ce face domnul Pani? Murim. Parasaltul meu? Am diabet, am diabet. Mai am parasaltul gazii ca un tot. Dar tu n-ai diabet tot. O pâine întreagă și finiți toată. Am diabet, am diabet. Am diabetul mare. Să-l fie nașul, dar cu te-am făcut de asta, muri? Tu ce faci, fată? Ia uite. Păi ce spui să vedem, aia e cu finiții. Hai, hai, să ai poftă. Uite, uite, dau și lui nevasta un pic. E, mă, nu ne-am avut o letră, Habi. Habi? Hai că sunt tu! N-ai ghic, lea maman! Uite, dai prieten, ce i-a dat colțul fără ciocolată ghic. Și toată ciocolata a rămas la el. Tu la noapte faci hipo de la mori. Hipo. Hipo. Dacă vede Florin, alomitul și tata lui Mădălin, să ne trimite și nouă 10 castroare de... Cum e și la aia? Ciocolată. Ciocolată. Paula. Ciocolată caldă. Paula. Ciocolată caldă. Ea e fata lui... Florin, m-a întrebat și pe vlog data trecută. Câți copii are Florin? Doi. Fata lui Florin, nepoții lui patroana, cum le zice ea? Ăia grei. Puternici. Puternici. Nepoții puternici. Te mai întreba, prietenii? Mă întrebă pe vlog, când făcurăm platoul ăla tradițional. Da. O doamnă mă întrebă de tine, că cine ești? Dă tu Mădălina așa colțul de pâine. Ia să spun ciocolata acolo, dă-mi.
Uite, domnul... Nu, nu atât de mult tu te râzi de mine și tu nu mănânci. Păi nu, o rup. Nu, domnul, nu e mai ceam. Mărcuță, te spun domnul Florin. Uite ce mănâncă fata lui la butură cu fane aici, cu echipa noastră. Ce are? Ce e rușine că mănâncă cu noi? Nu e rușine. Să fie lui rușine că el mănâncă raci. Atât nu vorbim de om, că poate să supără. Noi mâncăm ceva caldă, uite. Care m-am râsea. Ce nu mai mâncăm mai? Nu toată pâinea, vezi? Am dat și la muieri. Am dat vlog-o. Ce chitare tu de ea? Nu, că socul meu nu mănâncă, dar face așa pentru vlog, știți? Da. Așa un lămâie. Hamangru, face avelele când a supărat din nou, știți? Și nu-i duci lui Madalin. Ba, dar duc, dar stai să mănânc eu de prima dată. Pune și lui într-un colț de pâine. Bagă și tot o pâine. Ai fă și tu, pentru tine și pentru bărbatul, tot o pâine întreagă. Nu-i dau așa de mult, că sunt grași. Madalina, pentru tine și pentru Madalin faci un colț de o pâine întreagă, nu lămâie. Lemon, da, da, da. Nu vorbiți pe vlogul meu. Hai, ce vedeu ta. Ia-o și pe ea cu craston. Pe la baha, ciormă, că e hana vrei. Bă, fată, nu puteam să mănânc afară și voi să pierd spectacolul ăsta. De-aia veni. Nu-i nimica. Să ai poftă. Mulțumesc, dar uite, nu mâncai. Scuzați-mă, prieten, că mănânc și eu pâine cu Nutella. Dar știi de ce te trimis să tata încoa până? Mănâncă el pâinea. Asta mi-o pun la cap, la noapte. Nu, mai că o mâncă și pe toată. Două jumate. Îi mai dă dumneavoastră doamna Marița? Dar de cât e pâinea asta? De 700 grame? Nu știu. Asta cred că e pâine falsă, nu e originală. Dacă vrei să slăbești, mănânc-o. Da? Dar să nu mai stai în pas, să dormi cu ea. O, deja mă luare palpitațiile. Ce palpitații? De la dulceață. Am. Puteți ce că ai zis o băteașă de ce? Uitați, prieteni, să nu spuneți că mâncă socul meu mult. Pale mă rândă. Deci vrei să vadă prietenii Nutella din ea. Lasă acolo. Încet, încet, execut. Oh! Eu zic că tu nu mănânci mult și tu ce faci? E de cum ar fi. Trimite și lui Ion. Da. Ia să faci și lui frate-mi o pâine, să dai și lui o pâine de asta. Așa mare ne omoară, fuge după noi. Cu dulceață, bagă așa și du-i. Să mă duc eu. Eu nu vreau să iau mandat. Fuge după noi, frate tău, cu pâinea. Uite, Maria. Săraca lămâie, acum mâncă și ea de azi dimineață. Acum mănânc. Să nu pui mâna la microfon. Lămâia toată ziua a fost la muncă astăzi. Nu pun mă. Era să iau pâinea lui domnul Fani. Din greșeală, dar să răce pâinea până când mănânc eu. Și ce cu carnea asta cu lea? Cine mai pusă carnea asta cu lea? Cum a zis? Eu, înainte. Domnul Fani. Dar voi știți că pâinea asta mă taie la jinjă. Am unde Iver, pot o să-ți armani. Băi, fraților. Dar știi că omul ăla ceru și el o sticlă de vin? Păi, Gigi. Da? Dar știi ce spun, că sunt venta. Și nu i-am dat. Poate ne dă și nouă tăticul tău o umbrelă, să punem aici la butura asta. Păi ce face cu umbrela aici? Păi știi, frumos. Să stăm pe canicula aia. Când ploaie, când vinge. Pe canicula aia să nu mai facem treabă să gătim, să facem, să stăm la butură. Da. Atunci iau umbrela. Are umbrele. Să nu mai facem treabă. Numai să-mi aduci tu, că o fac eu, aranjez-o aici. Păi știu, pentru tine și pentru Selic o pâine întreagă? Nu. Stai, fă-i, fă-i. Și pentru mama mea bătrâne, da și eu pâine să mănâncă și mama. Dar să spun că Steliga n-a fost în oraș. Du fă-te și lui Madalinu țără, hai. Hă, că mă duc. Păi uite să răcește. Hai da, la nurdi. Hai pune și lui și du și lui. Hai că pun. Madalinu până acum afară. Dacă vedem că zboară vreo pâine pe gar. De ce? Nu. Bă, nici rămâine. Nu știu, de ce să se zboară? Da. Că nu să tai asta. Bă, nu rup să-și cu mâna. O rup unghiile. Ce-a dracu' e? A, să nu zică bărbatul tău că o rup să arăm cu mâna. Da. Păi da, păi nu vine. Madalin, e cu cuțitul tăi arăm, că nu mai arăt cuțitul. Asta. Madalin. El nu mai pot eu. El nu mănâncă găini morți. Nu. Mănânc eu și osul ăla.
Ce o să luăm? Tu-te mă dă-l neha. Halim. Mai tăi tu, căcăci. Ioanei! Palau. Palau. Aha, tu mă palai. Gata. Mai tu, căcolciu. Măi, iar renunt la 5-3. Hai că mă... Un tucă! Le mă arunce papă cu întregul, colegi, ce-am tine, tato? Măi, Maria, că te-a luat rom. Conii. Mă, spune-mi, că-ntrege. Chiar vezi ce fac bărbăni? Uitați, prieteni, duce și lui bărbățelul ei. Chiar vezi ce fac? La mâță, luat la mâță. De ce-am dus la mâță pe ala ala, că-i pirele, pirele lui. Asta e pâinica lui domnul Fanny. Da. O mănânc în noaptea asta. A ce o lăsăm, uitați-vă. E cu Nutella, vedeți? Dita pe mă. Mamă, dar tot ia lămâie, da tu ar mai aulel chele. Bine, ce? Bine, că cala mi-o. E da, cala. O, te muleam. Ce o să faci? N-ai. Milo, ce? Lasă-o că mănâncă mă încet toată noaptea. E mile, frate. Păi faci diabetul mare. Nu pot, la mine diabetul e mic. Ca la prușucat de patole. Da, Janeta, mă că le puneau azi. Hai, Melcul. A, tu ți-o-l duma pe Morovidio. Știe să vorbească ea. Mă, ce că ea? Mă, ce le mâine? Ia le lămâie. Ce să mă? Pâinea nu îngrașă, Nutella nu îngrașă. Nu, deloc. De când nu mâncăm pâine? Hai zi. De la ce? Eu de 3 zile nu mai mănânc pâine. Aseară n-ai adus. Bă, nici seara l-am tăcut. 3 zile. Da. Gata, prieteni, vă mulțumim. O sunt pe soarul meu din Italia. Că ne-ați urmărit. Cula tarbușul. Irina mi-a dus de aminte. Irina. Mărcuță mi-a dus de aminte cum o cheamă pe soarul meu, Irina. Irina? Și doamna Irina, dacă ești sora lui socrul meu, pe ești mine nu mă urmărești. Ba da, te iubește. Că de mine dumă la mă iubește? Da, a pus mult de... Inimioare, trandafiri. Și da. Păi cum se numește pe... Pe n-are YouTube. Canal. Uite, n-are doamna timp de tine, tata. E cum scuză? Așa. N-a auzit amântul. Aha. Sau. Un logo. Vă mulțumim mult, prieteni. Vă rog, din tot sufletul meu, să-mi dați și mie un like. La cum s-a cumpărat? Și o distribuire. Și o abonare, vă rog, din tot sufletul meu. Vă pup cu drag.